Catastrofă ecologică în orașul Comrat, râul Ialpug, considerat unul dintre cele mai mari din țară, se află într-o situație deplorabilă. Se întâmplă după ce fabrica din localitate a fost deconectată repetat de la sistemul de canalizare, iar deșeurile și apele reziduale se varsă în râu. În timp ce agentul economic declară că respectă tehnologia, autoritățile locale susțin că întreprinderea trebuie să dețină un sistem propriu de prelucrare a deșeurilor. De câteva săptămâni, oamenii se plâng de mirosul insuportabil. Aceștia spun că din acest motiv evită zona din apropierea uzinei din orașul Comrat. Merg pe aici când mă duc la muncă și de fiecare dată simt acest miros care este insuportabil. Nu știu când vor rezolva această problemă. Acest miros persistă de mai mult timp, dar mai puternic este dimineața și seara. Autoritățile trebuie să întreprindă măsuri de urgență. Directorul întreprinderii spune că vor insista pe semnarea unui contract pentru reconectare la sistemul de canalizare centralizat. În caz contrar, va ataca autoritățile în instanță. Avem toate actele care ne arată că ne-am adresat la Suconal pentru a face un contract. Noi avem două sisteme de curățare și totul este în regulă. Avem verificat cu un expert și am constatat că toate sistemele de canalizare în Comrat sunt pline. Problema nu vine de la noi. Pe de altă parte, autoritățile locale spun că întreprinderea trebuie să dețină un sistem propriu de prelucrare a deșeurilor. Pe 6 septembrie, întreprinderea a fost deconectată de la rețeaua de canalizare din cauză că a avut scurgeri ilegale de deșeuri industriale în sistemul public de canalizare. Din cauza resturilor care provin de la ei, se înfundă canalizația, iar acum apa se duce în râul Ialpug. În urmă cu 3-4 luni am constatat că noile noastre colectoare pe care le-am construit, deși nu fuseseră încă lansate, erau pline cu nămol. Conform legii, fiecare întreprindere trebuie să aibă propriile sisteme de canalizare și curățare. Anterior, administrația fabricii a fost amendată de două ori pentru ilegalitățile comise.